Astăzi vorbim, Răzvan, despre unul dintre cei mai mari scritori ai uh, istoriei universale, și anume uh, Dante. Uh, pentru că Divina Comedie uh, e efectiv una dintre cele mai mari cărți, nu doar ale uh, evului mediu, ci ale literaturii europene. Uh, da, și trebuie să-l prezentăm pe uh, Dante în context da, Să uh, vedem puțin și biografia lui, contextul florentin, uh, apoi exilul său și restul operelor sale. Da? Uh, toate astea, în maxim 20 de minute, uh, e cam greu, dar mă rog, am făcut-o cu alții și mai lată. Da, că am vorbit despre Aristotel tot așa, în jumătate de oră, într-un de oră, dacă țin eu bine minte. Uh, Dante e uh, născut în Florența, așa cum evident știe toată lumea, uh, într-o Florență republicană. Uh, într-o Florență republicană uh, în care uh, accesul la funcții publice este asigurat de Bresle. Dante este membru al Breslei apoticarilor ceea ce vine că este o ficțiune în cazul lui dar este o manieră de a se ratașa unei uh, Bresle uh, este o Florență de după victoria Guelfilor împotriva Ghibellinilor și acum trebuie explicat puțin despre ce e vorba Ghibelinii sunt aristoc în general aristocrații care țineau cu uh, Imperiu adică cu Imperiu Roman de națiune germană cu uh, Friedrich al II-lea și uh, succesorul lui Friedrich al II-lea, Manfred. Uh, și uh, Guelfi sunt uh, pro papali. Uh, Guelfi fiind din punct de vedere sociologic ceva mai uh, amestecați, că sigur că sunt și unii aristocrați, ei sunt preponderent uh, burghezie urbană. Guelfi, la rândul lor uh, în Florența Se împart în Guelfi albi și Guelfi negri Guelfi negri fiind, să zicem, ceva mai radicali, În timp ce Guelfi albi, cărora le aparține uh, Dante uh, Sunt ceva mai moderați, să zicem da? Deci uh, Viața lui e marcată de aceste conflicte uh, Politice și sociale Specifice nordului Italiei, mă rog, centrului și nordului Italiei, și în special Florenței, da? cu această diviziune a guelfilor între guelfi albi și guelfi negri, care uh, duce la exilarea lui. La începutul secolului XIV, Dante părăsește uh, Florența și nu mai revine niciodată în uh, orașul lui de naștere, de care el este înmormântat la Ravenna. Uh, sigur că florentinii l-au revendicat. Uh, ulterior da, pe Dante, Dar sau... cam târziu. Dar cam târziu. Și cei din Ravenna au spus, treaba voastră l-ați dat afară, la noi rămâne. Uh, da, da, să adaugi ceva? Uh, da. Uh, asocierea asta dintre Florența și papă, pe palitate, a fost un factor important pentru dezvoltarea Florenței. Uh, pentru că Florența a ajuns să fie bancherul papei. Și asta a Prezenta, bineînțeles, o serie de avantaje, acces la o rețea internațională, și, bineînțeles, asta explică ascensiunea Florenței. Mai târziu, sigur. Acum este un pic prea devreme, dar să ajungem la marile familii, evident, la medicii și ascensiunea lor nu se poate explica fără contextul acesta în care Florența beneficiază de sprijinul papalității, Ce puțin la început. După aceea, bineînțeles, lucrurile da, se vor complica. Am spus totuși complica. că Florența uh, era uh, extraordinar de bogată și de dinamică înainte de Marea Ciumă. Din 1348 și-a mm -hmm. uh, revenit foarte greu a durat un secol până să-și revină cât de cât. Deci Florența pe care noi o asociem cu familia medicii, e o Florență mai puțin dinamică decât Florența lui Dante. Bun, a avut Florența de suferit, dar parcă rivalii au avut și mai mult și de mai suferit da. de pe urma și... Siena Siena dar... e foarte aproape de Florența, un oraș care nu și-a mai revenit după Marea Ciumă. Florența și-a revenit, și-a revenit É muito forte greu. a durat foarte mult timp până să regăsească nivelul de populație de dinainte de uh, Ciumă. Oricum, Florența este una, unul dintre orașele cele mai populate din Europa uh, înainte de Marea uh, Ciumă. Este un, un oraș uh, dinamic uh, și totodată foarte uh, um, zbuciumat. În da, inter... dar ca dovadă conflictele despre care vorbeai. Și uh, viața lui Dante evident se înscrie în contextul ăsta. Bineînțeles că în Divina Comedia asta se vede foarte clar, se vede și în alte opere. Despre monarhie. Despre monarhie, da, sigur. Pentru că Dante este un partizan al Imperiului. Da, e interesant, deși e Gelf Alb, deci un Gelf moderat, cum spuneai, totuși vede importanța Imperiului. Pentru că el nu poate fi, totuși, băgat într-o cutie, într-un mm -hmm. într borcan, gata, scriem pe el Gelf Alb și cu asta mm -hmm. s-a rezolvat totul. Pur și simplu apartenența lui la facțiunea asta e o mă rog, dictată de circumstanțe Fundamental, Dante aderă la critica uh, Bisericii Catolice, uh, la critica uh, opulenței Bisericii și critica implicării Bisericii în politică. Și asta se vede cât se poate declara în Divina Comedie. De asemenea, în, în, în cartea despre monarhie. Și sigur că puterea terestră trebuie să revină Imperiului. Perioada. Iar în despre monarhie e foarte clar această ideologie monarhică, imperială, la Dante. Da, așa cum există un singur Dumnezeu care domnește asupra Universului, la fel în viziunea lui Dante este firesc să existe un singur conducător, un singur împărat care stăpânește lumea. De altfel, el explică în registrul ăsta momentul nașterii lui Isus. S-a născut atunci când a apăruse un împărat roman. Un Asta este că... o explicație clasică pe care o găsim deja la Eusebiu din Cezarea. Sigur, dar e Dante... semnificativ că Dante alege să... Da. Acum, aș vrea să menționăm și alte texte importante ale lui, da? de Vita Nuova, da? cartea despre elogvența vulgară da? <laughs> și Banchetul. Da? Sunt cărți extrem de interesante. Banchetul e vorba de filozofie, așa cum despre monarhia e filozofie filozofie politică. Iar în Vita Nova vorbește de iubirea lui pentru Berenice. Beatrice. Beatrice. Mă gândeam la... Da, deci Beatrice, evident. Merci. Pentru că o regăsim pe Beatrice în Divina Comedie, unde joacă un rol absolut primordial. Deci cele două opere cumva se completează. Acum, trebuie spus că Beatrice a fost pentru el o iubire evident neconsumată, nici nu se cunoșteau mm -hmm. cu adevărat, da? A, a văzut-o pe stradă de câteva ori, a început, mă rog, a dezvoltat tot acest amor foarte elaborat. Sigur, asta e, e o convenție medievală de poezie. De amor cultural. amor Da. da. Nu trebuie citit mai mult în uh, episodul ăsta. Da, atât numai că în uh, Divina Comedie avem de-a face cu o întreagă teologie care se învârte în jurul uh, Beatricei. Hai, e. Uh, ea este uh, intercesoarea, ea intervine pentru uh, Dante, ea practic convinge instanțele superioare să uh, îl ajute pe uh, Dante să, să nu, nu doar să acceadă în uh, paradis, dar toată aventura uh, prezentată în Divina Comedie e posibilă grație intervenției uh, lui Berenice. Sure. că e interesant uh, că nu e prima dată că fac am, eu, eu să mă duc la psihanaliză, trebuie de unde vine uh, uh. această... Uh, înainte să intrăm să vorbim despre Divina Comedie, care evident e lucrarea cea mai importantă, uh, poate mai trebuie menționată limba în care scrie Dante, pentru că scrie foarte mult în dialectul toscan care va deveni italian, sigur inclusiv Divina Comedie, dar atunci când scrie de vulgarie, Eloquentia, despre elocința limbii vulgare, e interesant că scrie în latină, dar despre folosirea limbii... Da, interesant, de ce nu scrie în latină? Că evident știa, evident putea să facă treaba asta. Până la urmă, latina e o limbă moartă, e o limbă artificială. Nu mai este o limbă vie, vorbită, nu mai nu este limba nativă a Italiei. Și cred că Dante vrea să scrie astfel încât să fie accesibil tuturor. Să fie accesibil publicului larg. Pentru că are, bineînțeles, idealul multor autori italieni de uh, revigorarea spiritului peninsulei. Asta vedem la Dante, așa cum vom vedea mult mai târziu la Machiavelli. Dar au, au ceva în comun aici. Uh, și de asta preferă să. Depășească orizontul latinei, care, apropo, latinei este asociată și cu filozofia școlilor, filozofia universităților. Filozofie care devine foarte elaborată, sigur, foarte sofisticată, ne-am vorbit despre asta, dar, în același timp, poate greu accesibilă, izolată. Și Dante vrea să dea un suflu nou în cunoașterii. De asta, până la urmă, scrie și opera cea mai importantă, Divina Comedie, duce la nașterea limbii italiene moderne, sigur, pe termen lung. Pentru o prezentare succintă a Divinei Comedie, aș porni de la paradis, nu de la um, infern. Așa cum e bine că e firesc când citești Divina Comedie. Încep cu începutul. Dar de ce propun o lectură inversă? Pentru că e vorba de coerența întregului, da? totuși, centru este Dumnezeu. Da? Totul este e o viziune teocentrică a, a lumii. Da, deci Mântuirea este scopul vieții pe pământ, și sigur avem acele ceruri pe care le prezintă Dante, dar în același timp nu e vorba neapărat de o ierarhie a sfințeniei, că nu e unul neapărat mai grozav decât celălalt. De la un moment dat încolo e mai vorba mai degrabă de forme de spiritualitate. Uh, și, de pildă, cred că e foarte important să avem în vedere uh, felul în care sunt prezentați uh, Dominic și Francisc. Uh, chiar dacă nu sunt, uh, mă rog, cel mai aproape de Dumnezeu, dar de fapt toți sunt aproape de Dumnezeu. Toți sfinții de la un, la un anumit moment încolo sunt în prezența uh, lui Dumnezeu. Dar de ce vreau să mă refer în mod special la Dominic și Francisc, Pentru că, aș spuneam mai devreme, că Dante preia critica uh, opulenței bisericii și a implicării ei în uh, viața politică. Ori asta este o critică de inspirație franciscană. Uh, el susține foarte mult acest ideal franciscan de sărăcie evangelică. La fel, când vorbește despre dominicani, îl avem pe Toma de Agvino ca figură de referință. Dante este foarte influențat, pe de o parte de spiritualitatea franciscană, pe de altă parte de teologia tomistă. Uh, De-aia cred că este uh, esențial să avem în minte acest moment uh, din uh, Divina Comedie. De-al minte, uh, uh, el deplânge și o anumită decădere a ordinelor respective, franciscan și dominican. Uh, însă inspirația uh, primă este uh, esențială. Uh, după aia mai e interesant în uh, Paradis să observăm că sunt unii păgâni care apar acolo, cum e de pildă împăratul Traian. Aici e destul de artificială plasarea lui Traian în paradis, pentru că a făcut o faptă bună și în felul ăsta a bine meritat. de anumite, foarte adesea, maniera în care Dante sau locul în care Dante plasează pe cineva are legătură cu o faptă sau cu o virtute sau cu un păcat. Dar e, nu e vorba doar de persoana respectivă, ci de ceea ce el sau ea reprezintă. Deci, adică, paradisul adesea este mai puțin citit pentru că e la sfârșit și sigur poate nu e la fel de picant ca inferno, dar este de fapt centrul de gravitate da, totul uh, se uh, termină în uh, Paradis, este o viziune, cum spuneam mai devreme, uh, teocentrică, iar uh, Beatrice este cea care îl conduce pe uh, Dante în uh, Paradis. În privința purgatoriului avem de a face cu o, o idee care a să mai puțin de un secol mai devreme și anume, mă rog, ideea era mai veche, dar dogma uh, purgatoriului uh, e proclamată în 1215 la uh, conciliu de la Lateran, uh, pe vremea uh, papei Inocențiu al uh, III-lea. Uh, este vorba de o uh, suferință uh, purgativă, da? care curăță uh, sufletul uh, și uh, apoi sufletul ajunge în paradis după o perioadă de curățare. Da? Deci purgatoriul iarăși el are un rol extrem de important uh, practic în structura purgatoriului regăsim structura infernului da? al păcatelor, numai că de, de acum... Uh, sufletul uh, se curăță da, prin uh, trecerea prin Purgatoriu. Iarăși, e interesant că gardianul Purgatoriului e Cato, uh, Cato cel tânăr. Uh, Ori Cato cel tânăr are o legătură cu cei doi care se află în locul cel mai de jos al infernului, și anume Brutus și Casius, da, pentru că sunt asasinii lui Cezar, iar Cato cel tânăr fusese cel mai înverșunat adversar al lui Cezar. E puțin surprinzător. De ce este Cato cel tânăr gardianul din purgatoriu? Da? Pentru că este un om eminamente virtuos, dar se opusese lui Cezar. Ori Brutus și Cassius sunt plasați în cercul cel mai de jos al infernului. În compania lui Iuda. În compania lui Iuda, <fie> pentru că înșelăciunea, frauda, iese de fapt forma cea mai... Perversă de păcat. Da. Uh, are are o, o construcție foarte uh, logică uh, infernului, Dante, în care păcatele care, care au ca principiu înșelăciunea sunt, de fapt, cele mai grave. Da, cred că acolo e utilă următoarea organizare. Avem mai întâi păcatele care țin de partea umană cea mai de jos. Pofta, dorința, concupiscența. Sigur, care sunt pedepsite. Dar astea sunt primele cercuri ale infernului. După care avem păcatele care țin de violență, de acțiunile contra naturii, care sigur țin de o parte ceva mai înaltă a sufletului uman, și anume partea care are de face cu pasiunile. Și păcatele cele mai grave sunt cele care implică și rațiunea. și frauda, evident, înșelăciunea asta sunt cele mai grave. Deci avem o construcție tripartită care replică. De da, am auzit specialiști vorbind despre viziunea lui Dante care a fost aristotelică, dar mie mi se pare foarte platonică în organizarea asta tripartită. Și cred că trebuie menționat neapărat înainte de a încheia, locul nostru preferat din Divina Comedie și anume înainte de infern, în limba, acolo unde sunt toți filozofii, toți poeții, toți care ne plac atât de mult. Socrate, Platon, Aristotel, cine Ovidiu, Homer. A, și avem și doi musulmani, Averroes și Avicena, care evident sunt plasați acolo pentru că sunt foarte da, virtuosi. În sunt... însă evident este plasat da. E vorba de înșelători. intelectul lor grozav, e vorba de capacitatea lor de a combina rațiunea da, cu plasări, să le zic așa, care au ceva, poate, scandalos sau șocant. cum Mahomed este plasat wow. în, într-un loc teribil din infern, da, printre înșelători. Uh, mai este Ulise, de asemenea, tot printre înșelători. Ulise e unul dintre cei mai grozavi eroi uh, în mitologia greacă. Eu cred că pentru că Dante era italian, era ghidat de un alt or, italian roman, ce nume Virgiliu, pe când grecul e în infern. Cred că Ia, era rivalitatea Italia-Grece. Da, pentru că uh, Virgiliu este ghidul uh, lui Dante în infern și în uh, purgatoriu. Și trebuie explicat de ce. Uh, pentru că în Eneida, în cântul 6, uh, Virgiliu descrie lumea de dincolo. Uh, Enea se duce să-l întâlnească pe tatălui. Uh, și coboară în uh, infern. Asta evident că reia episodul Coborâri în lumea de dincolo a lui Ulise în Odiseea. Uh, și în plus de asta uh, mai este cel de-al patrulea poem uh, din Georgii, cele lui Virgiliu despre nașterea unui copil divin care va aduce o nouă epocă de aur. Ori în tradiția creștină acest copil divin evident devine Isus și atunci Virgiliu e un fel de profet al nașterii lui Isus de din afara iudaismului. Există această interpretare mm. evident falsă, dar foarte interesantă conform căreia Virgiliu a profețit uh, nașterea uh, lui Isus, Și atunci Virgiliu, în mod evident, este ghidul uh, lui Dante în lumea de dincolo. Da, în infern și purgători, evident, nu poate să intre în paradis, acolo Beatrice da, se ocupe. feta uh, lui Beat uh, <laughs> tine, Beatrice. Da. <laughs> Uitați-vă pe site-ul avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.